Doinea Ioane! Gabi, ai cât trenul? Parcă ești din fier. Da, Ian, da. Bă, arbitru! Hai, Valine, hai, Aline, că te-ai văzut eu. Mai atent, domn arbitru, că vă loviți la genunchi. Hai, bă, bă! Singur om care a sesizat că m-a întuns de azi dimineață. Hai, 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 hai! Lasă-te, bă! Lasă-te, bă! Lasă-te, bă! Primul loc, Ciuca Bătăilor din campionat. Distrus echipa, le plăteam copiii toți care veneau de la Severin, îi plăteam eu și ei stăteau în primărie, nu știau cum să mai fură. A ajuns de râsul lumii, o echipă cu tradiție, cu... Păi s-au riscat scandaluri acolo, când nu vrea să le dea bani la băieții care veneau la fotbal, nu își rupeau picioarele copiii degeaba, nu știi, aveau alte treburi. Iar eu ca delegat mi-am dat demisia, din când eram consilier local, mă ocupam pe sportivă, mi-am dat demisia din consiliu și s-a terminat totul. Iar acum suntem Ciuca Bătăilor din campionat. Te doare sufletul după 12 ani de zile să pui suflet la o echipă și să vezi că păi veneam, făceam spectacol în alte dățe aici la Vânt Jumare. Și acum ne uităm, da, și acum ne uităm că luăm bătaie cu 3-4-0. Am înțeles că era rivalitate mare între bătălea și... Da, era un derby de tradiție tot timpul. Dar acum s-a ales. Jucătorii cei mai importanți de la noi au plecat la echipele din jur, la Dănciu. Aveam cel mai bun atacant, Balin Gabriel, și a plecat la Dănciu, nu mai joacă la Pătulele. S-a destrămat echipa din cauza unor orgolii ale domnului primar, că și-a pus niște rude de ale dânsului să ocupe, că noi nu suntem buni care vreau să ne implicăm să facem într-adevăr ceva pentru echipă. Asta s-a întâmplat. Da, au plecat toți la alte echipe, n-au... Au făcut un nucleu acolo numai din rude și din neamuri, ceea ce au și în primărie. Acolo Verișor este viceprimarul dânsului viceprimarul. E rușine, nici nu stă, că m-a văzut, n-a urcat sus, l-au invitat băieții sus și m-a văzut aici și a plecat, s-a ocolit. Mi-e negaz mie ca om, așa, am investit și bani și băieții toți care veneau de la turnul Severin îi plăteam, numai să vină să facem ceva frumos pentru comună. Și acum ne-au îngropat de tot. Dă-i mă la poartă!